Este băițelul, este live, este muzicuță, este sunet, este omanașii, este fetița, este băițelele. Manipulari, manipulari, manipupu, manipulari, manipupu, manipulari, bună seara, bună seari, bună seara. La Urhei, bună seara, vreau să transmit. Bună seara tuturor care se conectează, uite lumea. Salut Petru Balica, salut Victor Britski, Nicolae Godea, Aurelian Gorea, noroc. Mariana Gârleanu, noroc, Eugeniu Munteanu, Trofim, noroc, Victor Pălărie, salut, Serghei, Victor. Și nu ne arată mai sus, nu pot să dau scroll, dar de ce? De ce nu-mi dă voie? Salutare, prieteni, am început cu o piesă preferată, mie se numește Manipulare. Am vrut să încep să vorbesc normal. Mă recunoașteți, sunt eu, Vasioc Sasoc, comentator sportiv, dar uneori și electoral. De data asta plecăm într-o excursie la Orhei, chemați neamurile, lăsați iPhone-ele, nu contează, anul ăsta... Să lansează unul, anul viitor să mai lansează încă unul. Dar așa cum e lansarea de azi la Orhei, nu se mai lansează nicăieri, niciunde. Mergem la Orhei, prieteni. Chemați toți copilașii, nu lăsați să doarmă. Ce contează mâine zi de școală? Școala nu aduce nimic bun. Dar un live pe Facebook. Aha, așa-i? Așa-i. Cu emoții vă cuprind, vă îmbrățișez și vă salut. Gata, revin. Sper să remarcați un element de atragere atenție în mod deosebit. De obicei se îmbracă lipsticul chiloțașii și se postează poza încă câteva zile la mare anul acesta. Sper să reușesc să prind bronzul. După asta iarăși stres la lucru, universitate. Fără sexismești. Iată, ce mai faceți? Tare de mult nu ne-am văzut live. Tare de mult. Și azi vă propun să mergem la Orhei. Din start, e că așa vă eu. Carablea na bal, cum s-ar zice. Carablea să scriem împreună, nerușinaților. Pentru că eu mă uitam la acest live și am zis că stai o leacă, eu nu pot să-l văd de unul singur, eu trebuie să împărtășesc asta. Nu știu de unde, la nivel neurologic, cultural, vine dorința asta de a împărtăși. Stai că mă tin că vorbesc prea tare. Dorința asta de a împărtăși și ei și ai ceva, când vezi, când auzi ceva bun, de a împărtăși cu ceilalți, pentru că în mod normal asta e așa de bun încât vrei să păstrezi pentru tine. Poate voi puteți să ne explicați, poate există specialiști în neurologie care știu, deși asta se întâmplă la mine în cap, e că eu îl văd pșor. Îl văd pe Marina Tauber, pe Avelina este prezentatorul lor, MC-ul lor, văd, zic, ai ăștia să iei, ai asta e, ai asta e tot ce trebuie eu să văd și gata. Și eu vreau acest plin să-l satisfac împreună cu voi, să simțim o comuniune om-natură, la nivel universal, e ca voi de pe unde sunteți, de unde voi mă să salutați și sărutați, de prin ce colțuri ale planetei, ca să înțelegem trasând liniile astea geografice, să înțelegem cât e mare dragostea noastră pentru Orhei, pentru focarul politic de acolo. Ia hai să dăm, cine știu de unde ne salută. Tax, Anișoara Gorski, îl salut pe Vasioc Sasoc. Anișoara, gata, Vasioc la început era. Mă udeam ei, cum s-ar zice, prezentatorul Andrei Bolocan, băiat serios. Salut de la Belț, noroc Natalia, și salut de la Belț. N-am fost la Belț din 2009, apropo. Wow, tare de mult. Cum băieți să nu-i duci din 2009? Da, din 2009 n-am fost la Belț. Prichini? Și nici atunci pe mult timp n-am fost. Cum s-ar spune, cu autobusul trecem. Autobusul Orhei Berlin, apropo. Există, nu știu dacă mai există, dar exista în 2009. Eu am îndrăznit să economisesc, să nu zbor de la București cu Blue Air, pentru și dacă poți să mergi 31 ori cu autobusul și să auzi cum Vasile din Portugalia, cu cetățenie, cu tot, îmi propune mie dildo! În 2009 în autobus, era jer afară, înghețam ianuarie, eu mă coborâm la Belț, fac pipi la gara, de el spune, uite ce am băietul, uite am dildo, extender pentru penis, uite, zic, Vasile, stai o leacă, de măcar să facem cunoștință, de unde tu ai asemenea arsenal? Vasile a găsit o bază de undeva, din Optova, undeva prin Portugalia și o adus în Moldova, ca și cum aici e cerere. Nu știu care era situația la capitolul cerere pentru extendere de penis în 2009, eu l-am refuzat respectuos. Nu că n-aș avea nevoie, dar totuși, vorba aia. Vasile, dacă mă auzi, dacă te mai ocupi cu acest business, sper că mărimea businessului este înfloritoare. Salut Ina din Milano, salut în și limbă asta, Nicolae Arpintin mă salut într-o limbă din Asia, salut din Ungheni, salut din Dubăsari, salut din Germania, oraș mare, etajul 7, noroc Dumitru și salut de la voi acolo. Salut din Paris, salut din Marea Britanie, salut din Căușeni. Căușeni, când să scăpați de râia pe nume, știți voi cum se cheamă, care e pe la primărie. Noroc încă o dată din Bălți, Călăraș, e bogată geografia și prin asta n-are cum să nu mă bucure. Noroc tuturor. Haideți să mergem așadar la Orhei, prieteni. Dați-mi de știre dacă voi ați văzut sau nu lansarea candidatului partidului Șor în campania electorală. Sau așa cum să aflăm în câteva clipe, în compania electorală. Ați văzut sau nu live-ul? Cine a văzut? Cine a văzut? Cine a văzut? Cine a văzut? Oh, cineva din Orhei ne urmărește. Patriciu Tetelea sau Tețelea. Ion Chiorsac din camion. Ion, fii atent la drum. Salut de pe Albișoara. Noroc, Alexei. Prieteni, eu citesc statusuri despre Chișinău cum că acolo ar puți. E adevărat? În continuare e această problemă. Pentru că eu am început să scriu o poezie despre putoare și Chișinău, dar n-am terminat-o pentru că mi s-a părut că a dispărut putoarea. Dați-mi de știre dacă încă mai este un subiect actual. Vasile Stavilă spune nine, adică nu a văzut live-ul. Nu că nu a dispărut putoarea, sau ce înseamnă. Da, n-ați văzut live-ul, perfect. Practic ați trăiți momentele astea de intimitate și de novorojdenă geniu împreună cu mine. Pentru că eu mă uitam, el e o oră și 20, n-ați să ne uităm o oră 20? Adică dacă tare mă rugați. Dar mă uitam, zic, băi, eu trebuie să sar peste anumite momente pentru că eu vreau să le văd ca prima oară. Așa că noi am ușa să vedem aceste personaje. Hai să sărim în live. Mai întâi trebuie să deschid ferestruica cu video. O durat mult să-l descarc, eu să-l pornesc de pe Facebook și noi să-l pornim împreună. Așa. Se vede? Se vede, mă știu. Ne convingem că se aude. Mai în scurt. Privesc, instalează camerele. Aici se pregătesc. Sunetistul bagă muzonul. Eu îți dau mai încet. Și se pregătește Avelin. Asta e prezentatorul. MC-ul ăsta care mereu prezent la dânși la evenimente. Iată-l, Avelin intră în scenă. Dacă aveți o plapumă, o șampanie, nu tare caldă, o leacă răcoriță, o aruncați dacă ceva, două cuburi de gheață, niște stridii, mai deschideți, camuș, urmează orgasm audiovizual. Atențion! Tare mult, hai să vă apropiați, dar în același timp să nu vă îmbulziți, să nu... Ne apropiem, dăm un share, dăm un like la acest live, dar nu tare ne îmbulzim, ok? Ne respectăm unul pe altul. Curelușca asta, Hermes, te uiți în pozele astea? Bună seara, de fapt, doamnelor, bună seara, domnilor, eu vă rog tare mult, hai să vă apropiați, dar în același timp să nu vă... E că te uiți la curelușca asta, Hermes, e cât 4 pensii acestor doamne. Maladeți. Hai, Avelin, prezintă-mi, cine așteaptă pe noi azi? Deci să facem un cinematografic experience. Urmărim, când e cazul, comentăm. Bună seara, domnilor, lume frumoasă și bună, bună seara, dragi orheieni. Bine ați venit la acest eveniment frumos și important pentru partidul politic Șor. Un eveniment la care veți afla cu toții cine, de fapt, de azi înainte va fi la cârma acestui municipiu. Normal, azi se lansează candidatul. Un partid lansează un candidat. Prezentatorul zice că de azi aflăm cine va fi la cârma orașului. Nici alegeri nu trebuie la Orhei. Ei, pur și simplu zic că lansează un candidat, candidatul înseamnă deodată e primar. Автоматически. Așa funcționează în Orhei. În Orhei autonomia. Молодец, Avelin. Молодец. Wishful thinking. И так держать. Dar toate la timpul lor, despre toate lucrurile importante, o să vă spună chiar oficialii partidului politic Șor, cei care, uitați că se apropie. Se apropie, Avelin, se apropie! Atmosfera e una incendiară! Sunetistul a pornit jingle! Femeile aplaudă și în scenă se apropie reprezentații partidului, flutură din mâini! Coreea de Nord, salut! Salut! Simțiți muzonul, dați-l mai tare. Cu deosebit respect. Vă salutăm încă o dată, dragi. Încet, încet, încet. Dureni, Andruca, ce tu faci? Așa cum vă spuneam mai sus, este un eveniment foarte important pentru conducerea partidului politic Șor, pentru întreaga structură a partidului politic. Pentru coișoarele tale este important eveniment. Civacioc, tu iei bașla! Tu iei bașla din acest eveniment! Ia ca pentru cine e important, dar continuă, nu te întrerup. De ce gay nu așa din alta? Asta e sunetistul de genă sau cei care captau sunetul? A? Răspundeți la întrebare. De ce așa prost e sunetul? Extraordinară, o experiență de muncă, o experiență în administrație și nu doar... Hai, și ne intră în scenă, ceva! prim viceprim-ministru al Republicii Moldova, ex-deputat în 4 parlamente ale Republicii Moldova, ex-ambasador... Asta tărmăzește nu de la live-ul ăsta, tărmăzește de la privească, așa e video, serios. Dacă să dați click la short pe pagina, să vedeți. Deci fiți atenți cum îl introduce ăsta pe oaspete, câte etichete îi dă. Partidului politic Șor, de mai departe, o să vă spună chiar conducerea partidului politic Șor, cei pe care i-ați întâmpinat aici câteva clipe în urmă. Iar primul pe care o să îl invit aici este un om cu o experiență absolut extraordinară, o experiență de muncă, o experiență în administrație și nu doar, ex-prim-viceprim-ministru al Republicii Moldova. Раз, etichetca, simțiți căldura, mai doi. Ex-deputat în 4 parlamente ale Republicii Moldova. Ridică ștanga sus, mai sus. Ex-ambasador în Republica Cehă. Și concluzia lui Avelin e că după aceste etichete pe dânsul și la pucă. Eu doar citesc aceste lucruri și deja mă strânge în spate. Îl strânge în spate pe Avelin! Chemați ambulanța, el doar citește. Ex-ambasador... Oi, blядь! Oi, blядь, m-a strâns! Ieșiți în scenă! Avelin! Avelin, prieteni, kinetoterapeuți, cine mai sunt specialiști în strângeri de spate? Ajutați actorul Avelin, pe dânsul l-a strâns, el a citit 3 lucruri și l-a strâns în spate. Primar al municipiului Orhei, domnul Valerian Cristea. Aur de om, amușnă să-l ascultăm și voi trebuie să faceți notiță. Omul ăsta e stăpân pe cuvinte, omul ăsta e... șeful discursurilor publice. Ascultați, vă rog. Cristea, vă salutăm cu mare drag. Domnul Cristea, știți, are o lege care îi place lui. Nu-i place să stea la tribună. El îi place să fie mai aproape de voi, de oameni. Și vrea de fiecare dată... Lege, înțelegeți? Asta e lege. Există lege ca scris în tot felul de... în codul penal, acolo, știi, nu știu, legi organice, din Parlament, un alt acolo. Dar sunt legile... Domnul Cristea, lui îi place să fie mai aproape de oameni, cu microfonul radio în mână. Și Avelin despre asta ne-a anunțat pe noi, și care urmăresc acest live, pe cei care sunt public. Și Avelin, cu atâtea complimente vărsând peste domnul Cristea, nu puteți să nu se aștepți și el la niște complimente. Dar până la complimentul la domnul Cristea, la Avelin, încă urmează. Atențion! Să vorbească la acest microfon portativ. Domnule Cristea... Și prezentare! Vorbiți, vă rog, la acest microfon portativ. Uneori are și un fir XLR conectat în mixer. Vorbiți cu gura, vă rog frumos, deschizând-o. Produceți sunete prin vibrațiile timbrelor vocale. Bravo, mălădeți! Eu mă vrut, pădure! Apropo, alungați copchii, că o să mai fie mat perimat în acest live. Toate secretele le știe, domnul Avelin. O ținut lumânarea, nevoți! Mălată asistență, doamne și domnilor, mulțumați deputați, dragi prieteni. Au trecut 4 ani de zile, când 4 ani de zile în urmă spuneam, dragi prieteni, cuvântul ăsta suna așa sceptic. Sceptic, spun, dragi prieteni, el sună adevărat, fiindcă noi cu dumneavoastră am trecut un drum de 4 ani de zile, un drum care ne-a unit, un drum cu care noi dumneavoastră ne-am sfătuit și astăzi s-a primit ceva foarte frumos, care nici oponenții nu pot să spună că nu. Nu pot spune că nu. Băi, dacă transcrii discursul ăsta, puțin mai lung, dar noi să avem răbdare și să-l urmărim, și puțin eu, voi puteți plecați, dar eu o să rămân în acest live. Voi, dacă îl transcrieți, asta e puțin anecdote hodeace. Cuvântul nu de mult, eu m-am exprimat pentru a numi toate proiectele care noi am reușit de le construi în orașul, în municipiul Orhei, orașul Orhei îmi trebuiește o oră. Domnul Avelin, care și el a devenit prietenul nostru adevărat, la toate ministerele, cu cuvântările lui excelente, fiindcă fiecare... Băi, ăștia doi au ceva, zic, ăștia doi au ceva. Nu știu, Cristea, căsătorit, copchii, nu știu ce are, Avelin e căsătorit. Familist eu, măi, eu sunt poză pe Facebook cu dânsul. Mi-a încercat să-i scriu odată, să-l întreb și planetă trăiești, dacă scoate pe gură asemenea adevăruri. Nu ne-a răspuns. Dar Cristea pentru Avelin are ceva special, un sentiment acolo în profunzimea inimii și Avelin ceva pentru Cristea. Dar cum s-ar zice, și noi suntem deschiși, noi din potrivă, noi am vrea oamenii să... facă asemenea coming out-uri, cât mai des să-și exprime, să pună pe cântar sentimente de iubire, să le pună în văzul tuturor. Obiectul specific, drumului drum, cuvântările trebuie să fie despre drum, farmacia e farmacie, cel e specialist în toate ramurile de acum. Poate să fie liber comentatorul principal la Televiziunea Centrală a Republicii Moldova. Televiziunea Centrală a Republicii Moldova. Voi ați auzit de asemenea televiziune, nu? Dar în cap cuiva ei există. Și cineva poate fi liber comentatorul, că el știe drumuri, știe ce înseamnă farmacie, el știe cuvinte pe guriță, el știe farmacie. Desigur, merită aplodismentele. Domnul Avelin. Merită, azi le merită. Ieri nu prea, dar spre dimineață merită. Într-adevăr, el m-a corectat, eu m-am pronunțat că ne-am trebuiește o oră pentru a numi toate proiectele. El spune, domnul Cristia, pentru a numi toate proiectele trebuiește o zi întreagă. Băleat! Serios? Dar pentru a citi toate contractele de colaborare a primăriei Orhei și sponsorizare cu Asociația pentru Orhei și pentru a descoperi rapoartele financiare a acestei asociații atât de pline de umbră și întuneric, oare cât trebuiește, domnule Cristia? Nu știu, o oră, o zi, nu știu, nimeni nu mă corectează. Dreptate. Ce-l completez mai departe. Cu noi este prezentă doamna apostolă Regina. Dacă îi oferim ei cuvântul, mai ghiri nu trebuie. Trebuie două zile pentru a numi toate. O oră, o zi, două. Davai, facem o nuntă în care numim toate proiectele. Anul proiectelor șor. Tete ziulica în fiecare zi un an întreg. Proiectul de azi se numește schimbarea politicii din stânga în dreapta. Maladeț! Obiectele, fiindcă ei a fost autorul principal la toate obiectele din orașul Orhei. Regina, Regina Apostolova e autorul principal al obiectelor din Orhei. Eu înțeleg cum are emoții și grești la microfon și eu uneori mai scap câte o prostie. Dar dacă e să ne încredem în abilitățile lui de mare speaker, așa cum a zis Avelin, eu nu cred că domnul Cristea are emoții. El adevăr grăiește. Doamna Regina este autorul obiectelor din Orhei. Deci câinele când lasă căcăcica pe drum, asta ce e obiect? Căcăcica la câine, da? Dar cine e autorul? Regina Apostolova. Ți-o checat părul în borș. Asta ce obiect? Autorul Regina Apostolova. Orhei, orheieni, dacă mă auziți, orice obiect în jurul vostru este semnătura doamnei Regina Apostolova. Așa că pe orice puneți mâna. Pe mașina e ca o porniți, ungeți acolo ceva, acolo cu masla, asta tot Regina Apostolova. Dumnezeu obiectelor din Orhei. Frumos! Să fii deputat în Parlamentul... Moș, noi să descoperim că, în general, îi place cuvântul obiecte. Republicii Moldova permanent este cu noi, fiindcă o doare sufletul. Ea este martorul la toate obiectele și astăzi... Ea nu mai este autorul tuturor obiectelor, ea este martorul la toate obiectele. Asta trebuie ascultat încă o dată. Când 4 ani de zile în urmă spuneam, dragi prieteni, cuvântul ăsta s-a fiindcă fiecare obiect e specific, drumul e drum, cuvântările trebuie să fie despre drum, farmacie, cel e specialist în toate ramurile de acum. Poate să fie liber comentatorul principal la Televiziunea Centrală a Republicii Moldova. Și el, desigur, merită aplodismentele tot. Domnul Avelin. Dar vă dați seama și iubire acolo între dânși, nu? Dacă noi râdem, dar pățanii se iubesc, blin. Nu trebuie să fie și trist că noi nu simțim asemenea sentimente. El m-a corectat, eu m-am pronunțat că ne-am trebuiește o oră pentru a numi toate proiectele. El spune, domnul Cristia, pentru a numi toate proiectele trebuiește o zi întreagă. Cel are dreptate. Ce-l completez mai departe. Cu noi este prezentă doamna apostolă Regina. Dacă îi oferim ei cuvântul, ei trebuie două zile pentru a numi toate obiectele, fiindcă ei a fost autorul principal la toate obiectele din orașul Orhei. Hashtag, vă dăruiesc amu, autorul la toate obiectele. O vedeți pe Regina Apostolova, șleopa na stickerul cu hashtag. E. La întrebarea cine e, răspunsul e. Regina Apostolova. Fiind deputat în Parlamentul Republicii Moldova, permanent este cu noi, fiindcă are sufletul. Ea este martorul la toate obiectele și astăzi, când, și acum mi-a spus, o gradă cu tare nu-i maturat, acolo nu lucrează havusul, drumul ceala nu-i maturat. Dar păi e autorul acestei obiecte. E autorul, înseamnă că e gină, băi. Ei autorul la obiect, cei martorul la obiecte, alfa și omega. Ei Dumnezeu, dea jina tot pe dânsă. Ei te pedepsește și la dânsa te rogi. Tu chiar n-ai înțeles cine e Regina Apostolova. Dar voi vă întrebați, cine stă în spate? Cine acolo împarte miliarde? Tăți Șor, Plahă, Badodon, Bașel, Putin? Care Putin? Regina Apostolova. Leac, poate nu mă credeți, uitați-vă. Regina Apostolova. Uitați-vă, atent. Uitați-vă. Uitați-vă. Iată aici. Da, blin, arată poza normal. Așa, poza, așa. Ce connection du-te de aici? M-au aruncat pe un site de nu frumușel. Nu, doamna, iactă, aici, zâmbăreață, frumoasă, energetică. Hai, doamna. Da, eu, mă, eu, arată poza, blin, internet. Ia câte o, doamnă, uitați-vă. Frumos, din suflet, adevărat. Doamna Regina, întrânsa se vede tot. Ia că luăm cursorul și analizăm. Aici se văd obiectele, aici martură obiectele, aici ea este împreună cu sufletul, cu noi. Mulțumesc, eu sper că eu v-am convins. Și voi n-aveți nevoie de probe suplimentare. Mulțumesc, domnule Cristea, continuăm! Ca speaker se observă imediat tot orașul. Și asta e foarte bine. Ea observă tot orașul. Cine vreodată a intrat în Orhei, prin orice intrare, de la deal, din vale, cine vreodată a observat tot orașul? N-ai cum! Regina Apostolă... Drona au aruncat peste oraș. Tot orașul a observat. Asta e doamna Regina Apostolă. E poatitet. E nu poate tet, dar poate destul de tet. Asta e principal. Printre altele, noi cu dânsa pe data 7 iulie împreună... Nu zi și-ați făcut. Împreună am început activitatea și astăzi de acum au trecut, iată, mai mult de 4 ani de zile. Într-adevăr, obiectele care noi am reușit împreună cu dumneavoastră, a noi împreună cu dumneavoastră, fiindcă noi ne sfătuim. Bля, parcă, vă țineți minte, era așa un obiect la școală, se chema munca. Acolo se făceau obiecte, lemne, ținte, cartonașe, piramide din carton, nu știu ce. Că omul grește despre obiecte, că și clar, pe înțeles tuturor, că Orhei nici nu-ți pierdă noțiuni abstracte, democrație, separarea puterilor în stat, stat de drept, respectul legii, supremația legii. Și zi despre obiecte, ei, și obiecte ai făcut. Obiectele care noi le vedem, care noi de sus când intrăm, deodată le vedem pe tete. Aaaa! Așa da, e clar, mai departe. Noi astăzi spunem pe cine a ajuns capul magazine sociale, foarte simple. Pe cine a ajuns capul magazine sociale? Pe cine a ajuns corul magazine sociale? Eu așa, sincer, pe bune, personal, în cel mai serios mod, n-am încă o poziție foarte clară față de magazinele astea. Eu n-am auzit pe cineva să facă un studiu normal, zic, băi, asta e rău, asta nu e rău. Eu dacă aș vedea niște scheme de conspirație și eu sper să le văd, atunci ne ar și o leacă mai clar. Pentru că o leacă dubios tătărată, da? O leacă dubios, cum deodată în 2015 și magazine sociale, și acelea, și ajutoare, de unde atâția bani, nu? De unde statul până nu era în stare, dar un oraș din Republica Moldova e în stare. Oraș condus de un om implicat în furtul miliardului. Iată aici unde dispare puțin dubios. Dar până nu-s probe, e greu de demonstrat, înțelegi? Și omul are dreptate și oamenii ăștia din Orhei care beneficiază, cluiesc tare ușor. Ei sunt clienții acestor magazine. Cum să le zici că le e magazinul de la care cumpără pâine ieftină pentru mâți și câini? Maică mea de câteva ori au cumpărat la magazinele astea pâine pentru mâți și câini. Nu e ca cum. Cum să zici nu la asta? Înțelegi? Cluiești la asta. Și el se adresează unor oameni care din punct de vedere social sunt dependenți de asemenea locuri. La început foarte multă critică în jurul acestei magazine sociale. Astăzi nici oponenții nu ne critică. Aveți? Nu închis gura. Serios? Pozitiv. Nu avem nicio petiție. Produsele alimentare în aceste magazine nu sunt calitative. Noi special controlăm. De ales deschis în toată țara, în jurul la 100 de magazine. Dar inițiativa a fost aici, la noi, în orașul Orhei. Sau farmacii sociale, farmacii medicale, ci o importanță foarte mare pentru calitatea medicamentelor. Cu acest obiect noi avem cât de lucrat, e prima farmacie, sau apartamente sociale, sau un moment foarte important care ne-a unit pe toți, ca o familie întreagă a municipiului Orhei, orașul Orhei, nu, un element foarte simplu, înmânarea ajutoarelor materiale când omul are nevoie urgentă. Noi numai decât ne întâlnim în primărie. Care e secretul principal? Ca omul simte că el nu rămâne unul la unul cu problema respectivă. El numai decât va fi ajutat. Fie vorba de 70.000 de lei, fie vorba de 100.000 de lei, problemele sunt diferite, sunt complicate, piața e complicată. Ele au fost oferite. Asta e principalul. Oamenii au simțit că în problemele critice el are ajutorul respectiv. Din partea cui vine acest ajutor? Din partea la primărie sau Asociația pentru Orhei? Domnule Cristea, de când primăria municipiului, orașului Orhei, cum se mai cheamă, are capacități de a da la oameni care am un share urgent 70.000, 100.000 de lei? Unde există atâția bani? De unde primăria produce? Câți plătitori de impozite are orașul Orhei? Câți bani se încasează în orașul Orhei încât el să fie în stare să dea în caz de urgență asemenea bani? Orică incendiu, Doamne ferește, orică calamitate naturală. Orică incendiu, Doamne ferește, într-adevăr, da. Deși se promovează o politică la nivel național, în care se promovează detectoarele de fum, în care se fac îmbunătățiri la nivel de pompieri, de recuzita pe care pompierii o au în centrele raionale sau prin sate, pe la cazarmele lor, da? Nu pentru și dacă există unul care cu curaua Hermes, când, bă, amu... Dar asta nu-ți trebuie un pompieri. Când să apară problema, vine la primărie, te-am ajutat și ți-o ars jumate de corp. Să dăm jumate de sumă, mai mult nu-ți trebuie. Înțelegi? Pentru ce să ne batem capul de cauza problemei când noi putem să luptăm cu efectele după asta? Dar tu, pe urmă, la alegeri, să mă votez. Eu же инжир, позитор, любимые мои, дорогие друзья, трактор, директор, 33. Așadar, principal, sigur, obiectele construite în municipiul Orhei, oaspeții care vin de pe scotare. Ui, bă, aici începe drogul, aici, ia că taman, suntem de câte minute suntem în live? De vreo 16 minute, efectul drogului kicks in. Numit pe noi, capitala Republicii Moldova, cel mai frumos compliment pentru noi. Nu noi am spus. Oaspeții care vin în Orhei, o numit Orheiul capitala Republicii Moldova. În condițiile actuale în care capitala Republicii Moldova e Chișinău, și Chișinău pute destul de tare și îi dezamăgește pe tare mulți oameni. Și Chișinău are urgent nevoie de tare multe măsuri la capitolul urbanism, arhitectură, plan urbanistic general. Să te numească cineva capitala Republicii Moldova nu e cel mai bun compliment, dragă Cristea. Dar pentru dâns poate și compliment. Și totuși e curios. De ce s-a mișcat chestia asta? Doamna Tauber, care e cunoscută de toți, are calități deosebite. Eu de acum cu o persoană cu stagiul de viață respectiv de foarte... Cum dai poți greși despre femeie și spui persoană din stagiul respectiv? Și asta ceva tânăr încă, dar câteodată mă uit la dumneavoastră și mă mir apucăturile cele politici care le-a ea. Doamna Tauber, persoană cu trăsături deosebite, cu un stagiu mare, dar tânără, doar cu apucăturile astea politici ceva mă miră la ea. Și droguri au luat, bratișca ăsta, nu? Datorită ei, noi, undeva un an în urmă, am avut circa 100 de deputați din Parlamentul European. Unde au mai fost atâția deputați într-un oraș al Republicii Moldova? The fuck, bratan! What the fuck? I-ați chemat la какой-то simpozium, tot i-ați achitat zboruri, cadouri, jinică, tot a fost plătit. Au venit niște italieni, niște jmurși din Parlamentul European pe care italienii nu-i respectă și îi votează niște ciuvași extremiști de prin Italia. Și tu i-ai chemat în Orhei să-i pozitezi pe Orhei și după asta ei spuneau că idei n-au desfășor și dezaprobă acțiunile acestuia. Nu ți-i mintin! Nu ține. Pentru ce dacă au fost oameni și-o zis că Orhei este Monaco? Ca să vadă orașul Orhei. Într-adevăr e frumos orașul Orhei. Da, înțelegi? Ea are intrare liberă în Parlamentul European, e foarte important printre altele, fiindcă noi trăim în Europa. Marina Tauber are intrare liberă în Parlamentul European. Eu am văzut câteva poze cu Marina Tauber și sincer să vă spun, atenție, glumă, Marina Tauber mai are intrări libere. De râs, destul de râs, apreciați. Și asta e foarte important și nu întâmplător este deputat în Parlamentul Republicii Moldova, conducătorul fracțiunii. În așa modalitate, dragi prieteni, să începe iarăși o companie nouă. Blot, companie! Companie electorală, alegeri locale. Alegerile locale e cea mai complicată companie. E cu mult mai complicată ca alegerile parlamentare. Ceva și se gândesc în termen de business permanent. Companie cea mai complicată. Este companie mai simple, de deschizi o companie frizerie. Acolo simplu, angajat, lucrează, plătești salariu. Compania electorală e un pic o companie mai complicată. Acolo trebuie și ciornă, și belă, bugaltierski acolo. Care partid politic înțelege foarte bine, având primarul în localitatea rurală 50% succes în alegerile parlamentare. Și grăiește ceva cu asta. Să începe foarte crâncină. În elementele democratice care noi le avem astăzi, și pe noi ne așteaptă o luptă foarte crâncină. Dar noi avem argumentul principal. Nu cam să facem. Dacă vrem să facem, iată așa, cum am făcut în Orhei. Și nimeni nu poate spune că nu e așa. What? De ce? Pentru că, într-adevăr, orașul este atât de plăcut astăzi. Noi, fiind din Chișinău majoritatea, seara nu dorim să ne ducem acasă. Aici e plăcut, curățel. Vrei la Orhei Land, ușor de spus, Orhei Land. Câtă muncă cu Orhei Land, dar s-a primit foarte frumos. Știți, primul obiect care noi l-am deschis a fost Pactul Europei în fața Europei, în fața primăriei. Nu, un păculeț nu mare. De fapt, ceva că ne amintește. Scuzați, dar eu trebuie să caut asta. Ceva că, eu înțeleg, de fapt, deși el are asemenea discurs, am așa să vă arăt ceva. Am așa să vă arăt ceva, sper să găsesc acest video. Ca să întindem rădina, Amuș. Că eu ne amintesc de un episod cu acest Valerian. Și eu cred că asta va explica multe lucruri. În 2000... Când am filmat eu asta? În 2016, mă tincă. Da, stai că asta noi trăim la altă casă. În 2016... Amuș, prieteni, leacă de răbdare. Da, asta a fost înainte de alegerile prezidențiale. Ia câtălă. Actel video. Bună ziua! Știi, Andriuha. Da, atunci eu înregistram cu un sunet foarte gălăgios. Și asta e... Vadim Stângaciul intervievează pe Insta, pe ceva. Da, să încercăm să arătăm. Că la 1427, cu o populație de aproape 35.000 de locuitori. Suntem în centrul orașului, în piața Vasile Lupu, lângă monumentul lui Vasile Lupu și în apropiere de strada centrală care îi poartă numele lui Vasile Lupu. Uite la Valerian Grisea, uite ce faci. Drapelul îl urmează viceprimarului orașului Orhei, domnului Valerian Cristea. Domnule viceprimar, bună ziua, bine v-am găsit la Orhei. Bună ziua, bine ați venit la noi în orașul Orhei, care devine un oraș foarte important în Republica Moldova. Te-ai văzut cum ține? Stai că eu nu-ți de răzut. Steagul, ce bani? Блядь, он тоже стягу, бэй. Пидос! Стягу, пидос! Шило strâns la loc, вообще nicio problemă. Dacă tot omul vede că lucrurile diferit, deși să nu apreciem această viziune, hai să nu îl criticăm foarte dur, da? Poate el se exprimă numai așa cum nouă ne-ar plăcea. Poate el face lucrurile așa cum n-ar trebui să știe. Poate el susține pișor altfel decât вообще cum n-ar trebui să știe. Dar vedeți cum o leacă are o altă viziune. El când ridică steagul, el întoarce cu stema pe dos. Are o viziune, o leacă mai pedoasă despre ceea ce se întâmplă în Republica Moldova și ce ar trebui de făcut. Așa că hai să-l ascultăm din acest punct de vedere pe domnul Valerian Cristea. Cu havuzul cealaltă regină, atâta bățăială de cap cu electricitatea. Totul era putred. S-a primit. Așa, eu aduc o pildă, fiindcă îți pare că parcă eu nimica toată. Asta e muncă colosală, desigur, asta e stăruință, dar îi plăcut. Blin, nu poți să nu fii sexist aici, sunt niște momente, dar eu mă abțin. Nu, cum poți să zici, Regina Apostolova s-a apucat, totul era putred. Deși s-a apucat și tot era putred. Cut astăzi să ne uităm unul la altul în noi, spunem, s-a primit la noi totul. S-a primit la noi totul! Calchierii din Rusă, da, tolerăm, răbdem ce vrei. 4 ani în urmă, noi singuri nu eram încrezuți în promisiunile care le dădeam. Suntem oameni vii, viața de corectitudine. Se vede ceva. Dumneavoastră cu atât mai mult nu ne credeați, vă zâmbeați. Da, toți promit. Dar astăzi noi ne uităm cu plăcere unul la altul, spunem s-a primit, noi putem să facem așa. Asta este dorința în Republica Moldova de a face. Ne uităm la raport Croză, blядь, s-a primit la băieț, s-a primit. Au, ce frumos, mie nu mi-a dat în cap, scu un an mai tânăr ca șor. Nu știu cum au crescut ai mei, și pădure am crescut eu. Sunt dintr-un an cu țuțu. Dar e că nu știu ce și știu pățănașii. N-am putut să învăț pe движение, să mă проскутesc un alta, să învăț câștig. Nu ne-a ajuns, nu? Ne sudite stroga, poate într-o bună zi a să vină și peste mine acest munte de talent, ca să spun și eu: mi s-a primit, normal, frumos. Vedeți, 4 ani. Nu, moldovenii au o invidie specifică. Asta despre noi. Loc să spună: da, frumos, hai să facem noi așa. Nu numai decât trebuie să pună pripoane. Nu trebuie, dar ce voi sunteți mai deștepți? Astăzi avem control după control. Ba din guvern, ba departamentul de corupție, ba nu știu ce. Controlează până ce n-au găsit nimic. Fiindcă, mă rog, noi am făcut foarte cinstit. Invers. Noi am dat de la noi pentru soluționarea multor probleme. Stai! El zice că vine niște de la anticorupție și zice că noi am dat de la noi pentru soluționarea altor probleme. Ceva și CNA, alo, nu dorniți! Numai și Cristi au zis că ei o dat de la dânși, pentru soluționarea unor probleme. Ce înseamnă asta? Noi am dat de la noi. What the fuck? Și ceva, și grăiește. Cozări foarte puternic. Ne implicăm în compania electorală. Cozări? Dar și voi sunteți mai deștepți. Astăzi avem control după control. Ba din guvern, ba departamentul de corupție, ba nu știu ce. Controlează până ce n-au găsit nimic. Fiindcă, mă rog, noi am făcut foarte cinstit. Invers. Noi am dat de la noi pentru soluționarea multor probleme. Serios, el a zis asta. În modalitate avem un cozăr foarte puternic. Avem un cozăr! Maladieț! Compania electorală. Situația politică din țară e foarte complicată. Fără cozări nu poți să pornești în companie electorală. Situația e așa în țară, că dacă n-ai cozări, nu te pornești. Ea e complicată ca niciodată. Formațiunile care s-au format, ele sunt diametral opuse. Cu diferite ideologii. Dar asta e realitatea. Noi cu dumneavoastră ne implicăm. Noi cu dumneavoastră nu dorim de a da orașul în altă mâini, fiindcă avem dorință de a prelungi proiectele mai departe, cu candidatul în primar, care e astăzi posibil, va fi numit. Adică evenimentul de azi se cheamă prezentarea candidatului partidului Șor la alegerile din 20 octombrie, viceprimarul zice: posibil va fi numit, nu se știe, posibil. Viața e plină de surprize, mult complicată, dar posibil va fi numit, posibil nu. O să vedem, o să trăim și o să vedem, răbdare. Dar între timp, o leacă de cântișel. Am o dorință să-i spun, din toate proiectele care ne așteaptă în complet, foarte principial pentru dumneavoastră, mai ales pentru părinții tineri. Asta a fost ideea domnului Șor. Ascultați asta, ascultați asta! De a deschide o filială a unei universități la noi în orașul Orhei, europeană. Eu m-am ocupat un an de zile cu problema dată. Filiala unei universități europene în orașul Orhei, prieteni! Cum de presa nu scrie despre asta? Și culegeți voi din live-urile astea. Astăzi este persoana care dorește de deschide această filială din cea mai prestigioasă țară din Europa. Cea mai prestigioasă țară din Europa și... cea mai prestigioasă universitate. Cea mai prestigioasă universitate. Cum credeți care e? Unde se află ea aceasta în Europa? Unde? Universitatea din orașul Brno, Cehia. Iată, e gata mâine să deschidă filiala universității, ca dumneavoastră copiii să nu trimiteți în Europa. Aici pe loc să primească studiile. Desigur, e complicat, dar este o realitate care se poate de soluționat. Ea va fi soluționată. La rând cu multe alte proiecte care este dorința în continuare de a le desfășura, ca noi să spunem peste 4 ani de zile, orașul Orhei a devenit unul cele mai frumoase din Europa. Prieteni, înțelegeți? Eu vreau să-mi cumpăr Lamborghini. Azi este deja o persoană care e gata să-mi vândă mie Lamborghini. Deja este această persoană. Dorința este. De asta trebuie împreună să muncim ca peste 4 ani să avem ce spune iarăși la microfon. Dar dorința este deja. Una din cele mai prestigioase Lamborghini poate fi a mea. Da, acum mai sunt lucruri de lucrat, dar chiar azi ar fi posibil de cumpărat. Dacă ar fi posibil, dar ar fi posibil, pentru că e posibil, dar trebuie de mai muncit. Dar deja de azi, Universitatea din Brno poate să deschide. E ca și oră e azi. Azi e ora azi, e că azi deja s-a pus prima piatră temelie Universității din Brno. Și sediu Universității de Stat, Academiei Științe Economice, pentru și universități din Moldova. Din Brno, gata azi să-i deschidă. Și asta au confirmat în primul rând, știți cine? Nu profesorii din Brno, nu doamna Tauber, nu doamna Apostolova, care știe toate obiectele. Asta au confirmat 100 de italieni vara trecută. Te-ați zis. O ne speciamo subito deschidere una universitate di Brno. Hei! Ce și-o plecat deodată. Și repede tăiați-o scris și-o făcut notițe. Și asta ni se pare important. Ascultăm mai departe. De ce nu? Așa, modalitate, mie mi-a fost oferit cuvântul primul, e o onoare foarte mare. Sunt emoții, fiindcă 4 ani de zile au trecut deloc nu ușor, cam e greu de spus că a fost o zi foarte fericită. Toate zilele au fost complicate, așa se fac lucrurile. Frumoasele nu se fac ușor. Dar oh my God! Eu credeam că repeșuc de la Căușenii mozgul central. Dar ăsta grăiește de buhnești. Și-o zis. Astăzi noi ne spunem, într-un ceas, unul cele mai frumoase din Europa. De ce nu? Așa, modalitate, mie mi-a fost oferit cuvântul primul, e o onoare foarte mare. Sunt emoții, fiindcă 4 ani de zile au trecut deloc nu ușor, cam e greu de spus că a fost o zi foarte fericită. Deci eu nu știu unde spun virgule sau puncte în propoziția asta, dar palibomul ciuvacul nu știe de pauză logică. 4 ani trecut nu deloc nu ușor, aha. Zilele au fost complicate. Toate zilele au fost complicate, azi a fost o zi fericită. Aha. Așa se fac lucrurile frumoase, ele nu se fac ușor. Așa se fac lucrurile frumoase, ele nu se fac ușor. Eu probabil asta au spus. Așa se fac lucrurile frumoase, ele nu se fac ușor. Dar eu am înțeles, așa se fac lucrurile frumoase, ele nu se fac ușor. Cam asta au zis. Dar astăzi noi ne spunem, într-un ceas bun deschidem compania electorală locală, într-un ceas bun pentru numirea persoanei reușite a viitorului primar a orașului Orhei, într-un ceas bun pentru a obține victorie, într-un ceas bun pentru a obține o victorie în toată Moldova, în toate localitățile rurale unde noi ne implicăm. Mulțumim, domnule Cristea, mulțumim din tot sufletul. Valerian Cristea, viceprimar al municipiului Orhei, un om care a demonstrat de 4 ani alături și împreună cu dumneavoastră. Cum credeți cine urmează, prieteni? Cine e aici în perestroică? Foarte mult despre doamna Apostolova. Eu nu mai are rost să-i fac mare prezentare. Vreau doar atât să vă zic. Ex-viceprimar. Eu tare vă îndemn să nu vă pregătiți de culcare pentru că urmează doamna Apostolova. Deputat în Parlamentul Republicii Moldova, doamna Regina Apostolova. Я вижу все объекты. Дорогие друзья, добрый день. Я думаю, за 4 года мы заслужили называть вас друзьями. Сегодня Валериан Федорович уже очень много рассказал о том, что было сделано в городе, в муниципе Орхей за эти 4 года. Вы знаете, вы можете себя по праву считать счастливыми людьми. Во-первых, потому что 14 июня 2015 года вы сделали правильный выбор. Вы поверили молодому бизнесмену Илону Мироновичу Шору и с первого тура избрали его примаром города Орхея. Băi, tu-ți dai seama, omul în față spune, salut! Voi în anul 2015 ați făcut o greșeală amară. V-ați lăsat manipulați de un ciuvac întunecat cu scopuri meschine. Mulțumim! Mulțumim că ne spuneți asta! Mulțumim frumos! Уверовали в господина Илона, бизнесмена! Я уверена, что все вы помните, в каком состоянии был парк Иванос, в котором мы сейчас находимся. И вы, я уверена, помните, как в течение 1,5 месяца... Мы отлично помним, в каком состоянии были 3 банки из Республики Молдова. La Banco de Economie, de exemplu, какое состояние было. Мы помним, что было La Banca Națională, что было. Там был шеф, который было 2 машины в каске у нас стрик. Мы помним это, доамна Апостолова, понимаешь? Почему ты не помнишь, как эти деньги вообще... Как они... Откуда они произошли в Оргеев? Откуда они вот так вот... От никуда? И теперь есть. Вот и парк Иванос плохой, а потом пришел молодой бизнесмен, а теперь хороший парк. Ну как так получается, ну? Более 200 человек работали и в верхней части парка, и в нижней, и сделали ту красоту, которой сегодня любуется весь город. Eu m-am săturat vara asta să aud oameni care spuneau că ar cunoaște oameni care au lucrat pentru anumite comenzi, pentru Partidul Șor sau Primăria Orhei și spuneau că nu au fost achitați. Să băi, de ce nu grăiți despre asta? Ei, că acolo cu șeful, că nu știu ce, că nu știu acolo, ca și pe dincolo. Ca și la Căușeni. La Căușeni tot îmi scrie foarte mult lume și spune, băi, dă să facem ceva cu primarul ăsta nostru. Sau cu el amui actual deputat care vrea iarăși să fie primar de pe data de 20, Repeșuc. Și da figa lumii, cu voce, cu păreri, dar te rog, păstrează anonimatul, te rog, nu mai menționa nicăieri. Ребятушки, dar lucrurile trebuie cumva nișcate din loc. Ele trebuie nișcate din loc, nu prin tășeri și prin anonimat. Trebuie să și ca o țintă, alea că sunt pungi, alea că și incomod. Pentru că dacă să zici, dar să rogi pe cineva să păstreze anonimatul și așa zic încă dintr-o sursă terță, malo efect получится, очень malo efect. Mai departe, doamna Regina. Oi, stai, și-am lăsat-o să grăiască. 32 километров тротуаров. Сегодня город Орхей в вечернее время не надо искать на карте Молдовы. Город Орхей виден издалека. Он такой яркий, он такой красивый, потому что более 150 километров... Регина, это у вас крылья пчелы, вы просто взмахаете и увидите весь Орхеев с высоты. Мы поняли, вы человек-дрона, это понятно. Нам, простым людям, невозможно увидеть Орхей такой красивый и иллюминированный. Невозможно. Метров торсады проложены и установлено более 3500 ледовских современных ламп. Ледовские лампы, ты понял, что тебе светит два глаза? Ледовские, он русский понял, ледовские? Ледурь, ледовские. Это гордость примара Орхея Илона Шора и его команды. Он наш молдавский Эдисон, понял? Он принес лумину в Орхей. Наверное, никто не верил, когда давали наказу примару в 2015 году, что действительно за 4 года будет совершен такой рывок, потому что кроме Жора Демижлок, второй точки на карте страны, к сожалению, за эти годы мы не можем найти. Самый красивый город страны. На карте страны невозможно найти alte localități în afară de Orhei și Жора Демижлок. Eu nu înțeleg cum piloții de avioane aterizează la Chișinău. Nu-ți vede nimic pe hartă. Ce acolo? Jora, asta Orhei. Aterizează aici ceva, că acolo e desenat o pistă, mă tin ca aeroport. Nu, ladna, dar ce acolo pe hartă? Nicio nu napisă, aterizează. Voi știați despre asta? Când vă întreabă lumea, că, pentru moldovenii din diaspora, când vă întreabă ceva despre Moldova, voi știți ce să le răspundeți? E, nu știu ce, Orhei vechi, muzică frumoasă, bucate gustoase, vinării, milești mici. Бе, дундуч, Орхей, ледовские лампы, Жора Демижлок. Две точки на карте страны. Аколо 3D Mers, пункт. Дупаста în Italia și după asta în Brno și înapoi la Universitatea cu copilașii. Să ascultăm Iuliana Berigoi, Ionel Estrate și toată muzica care nouă ne place. Frumos, frumos. Сегодня Орхей самый чистый город страны. Сегодня Орхей... Конечно, чистый, блядь, cel mai mare corupționer a plecat de acolo. Dacă el era acolo, era mai murdar. Ha-ha, ți-a înțeles gluma? Tăgădăh, tăgădăh, tăg, pss. Frumos. Самый безопасный город страны. Ну да, au plecat unul și mai mari criminali din țară. Орхей – это город, куда более миллиона жителей страны и гостей приезжают знаменитый Орхей Лэнд, проект, который долгие годы мечтал воплотить Илон Миронович, и вы знаете, 1 июня 2018 года Орхейленд открылся. Ведь еще в апреле 2018 года никто не верил, что это будет. Сегодня проекты, которые воплощены... Băi, coafura e tare frumoasă, dar e grește în rusă și rusa mea nu e tare bună. Eu vreau să sărim la o doamnă simpatică nouă tuturor, cu un speech. Ca după asta să sărim, de fapt, într-un punct culminant al acestei prezentări. Ilan Șor nu este în țară, dar el este prezent la această conferință, prezentare, lansare. Oarecum, printr-o înregistrare video. Nu știu, e și toaletă făcută, dar noi să urmărim și pe aceea. Așadar, doamna Marina... Hai, hai, ei, de internet? Doamna Marina? Doamna Marina? Energie, ora... Din numele domnului președinte... Marina s-a demonstrat că se poate și acolo. Hai să-l răbdăm pe istoria. Este vorba despre vicepreședintele partidului Șor, este vorba despre fostul primar a comunei Jora din Mijloc, actualmente... De ce îți gruzește, mă, la Tauber? Actualmente... Ne dăm un refresh? Nu știu ce îți gruzește. Îți dăm un refresh. Scuzați. Nu, ceva, și nu de la început. Tânăre. Tânăre. Datorită lui el, colegii, doamnă primar interimar Diana Memeț, stimați viceprimari, stimată echipa noastră a municipiului Orhei și a raionului Orhei a partidului politic Șor, stimați colegi și dragi locuitori. Scuzați, nu pot să nu mă întrerup. Vreau să vă arăt un comentariu care stă sub mine, că eu și l-am acoperit, de să mă nișc și să vă arăt. E ca Ion Casap, citiți în dreapta. Înainte și succes să vieți. Vă dorim succes. Mai departe, scuzați. Ai orașului nostru drag și iubit. Eu vă salut la evenimentul acesta solemn și foarte important. Solemn, în engleză înseamnă atât de lemn. Solemn. Aș vrea să vă spun că cel mai important în viața și în realitatea partidului politic Șor, din numele domnului președinte Ilan Șor, care astăzi va veni cu un mesaj. Nu va veni, blядь! Ați dat play la un fișier MP4, băi! Ați dat play la un fișier MP4, el nu va veni. Pentru că el a făcut atât de multe lucruri bune în Republica Moldova, încât hui pe de și o să-mi țin necesitatea să o șteargă așa imediat cum s-o schimba puterea. Oare de ce? Nu cum poți să faci și roaie de lucruri bune într-o țară și să vrei să pleci de acolo? De ce? Cu ce-o greșit omul ăsta? În și pericol să afla el. Ce avea să se întâmple? El se teme cumva de lege? El e om care a ascultat legea și cum a zis domnul Cristea, nu trebuie să vină niciun fel de departament anticorupție. E singur a dat acolo unde trebuie de rezolvat probleme. Important pentru toți locuitorii municipiului Orhei, pentru toți locuitorii raionului Orhei, dar cu siguranță... Blin, dacă ar zâmbi o leacă mai mult, tu îți dai seama și atragătoare ar fi, Marina? Spun și pentru toți locuitorii Republicii Moldova. Ea nu are așa un aer de Billie Eilish sau nu știu cum să-i zic. O leacă de zâmbet n-ar strica. Eu sunt mai de modă veche, știi? Și o să vă explic de ce. Pentru că orașul Orhei, care între timp a devenit municipiul, este și va fi exemplu pentru întreaga țară, dacă vorbim despre dezvoltarea și nu doar ai proiectelor de infrastructură, dar vorbim și despre dezvoltarea în toate domeniile și sferele. Vorbim despre economie, vorbim despre reîntoarcerea concetățenilor în țara noastră, vorbim despre proiectele sociale și, în primul rând, vorbind despre atitudinea față de oamenii din partea autorităților locale. Dragii mei, dragii noștri și iubiții noștri orheieni, într-adevăr, este cel mai emoționant moment din viața mea politică. Marina, ты себя недооцениваешь. Да, Фольгава în Parlament nu a fost. Într-adevăr, vreau să vă spun acest lucru, pentru că astăzi domnul președinte va anunța candidatul la șefia municipiului Orhei. Tu îți dai seama și viață politică trebuie să ai, încât cel mai emoționant moment să fie cum un ceva că înregistrează video din X țară, n-avem cum să știm, iacobă, și cineva de play și tu afli și ai aflat când ați gărit la telefon și ați hotărât niște lucruri și asta pentru tine e moment emoționant. Bravo, Marina! Înseamnă că ori ești o fire foarte senzitivă, Блять, nu știi pe planetă ești, nu cum poți să te emoționezi asta, Marina? Nu ești femeie teafără, sănătoasă, frumoasă, inteligentă, da, care ia ca deși se emoționează. Noi de mult cu dumneavoastră am așteptat acest moment. Noi de mult cu dumneavoastră am așteptat acest moment. Vă țineți minte? Țineți minte, ne-am întâlnit în iunie prin Chișinău și voi ne-a spus, băi, ce aștepți? Îmi zis trolebuzul, dar voi... Nu, dar de fapt, ce aștepți? Și eu zic, acest moment, emoționat. A, și eu, și pe mine am despărțit. Țineți minte, noi toți am așteptat acest moment. Și dacă țineți minte, v-am promis că anume Ilanșor, datorită căruia orașul Orhei a prins culorile noi, datorită căruia orașul Orhei a devenit cel mai dezvoltat oraș din Republica Moldova. Și înseamnă cel mai dezvoltat oraș? Care sunt criteriile? Cantitatea de făbri și inputul bugetar și grăiței. Dați cifre! Grăiți pe criterii ca să înțeleg și eu. Sau poate eu share prea mult. Datorită căruia orașul Orhei a devenit într-adevăr un oraș european. Și înseamnă oraș european, care e pe hartă în Europa. Scuze, și multe alte orașe, să nu dăm exemple, sunt orașe europene, dar deși și faci Orhei un oraș european. Cantitatea de caldarâm din centru, străzile pietonale ale orașului Orhei, ce face un oraș european din Orhei? În inima sau din oricare alt oraș? Datorită căruia orașul Orhei a devenit inima Moldovei și inima partidului politic Șor. Un oraș a devenit inima partidului, măleați și asta. Chirurgi, vă rog frumos, inimologi, dați de știri dacă sunteți prin comentarii, ajutați cu un sfat, omul ăsta vede greșit. Cum poate un oraș și inima de partid? Au spus anterior colegii mei și domnul Cristea și doamna Apostolov și domnul Turcanu. Este meritul, în primul rând, al lui Ilanșor, ceea ce noi vedem astăzi. Și faptul că noi facem această prezentare, acest eveniment, anume în Parcul Ivanos, înseamnă că noi începem împreună cu dumneavoastră, cu susținerea lui Ilanșor, o nouă filă din istoria a municipiului nostru drag. Ceea ce noi vedem reprezintă eforturi mari și străduința mare din partea lui Ilanșor. Băi, care... așa îmi place felul primitiv de a grăi cu oamenii, pur și simplu. Mare, frumos, iubiții mei, dragii, scumpii, voi acum vedeți în fața voastră cel mai înalt stâlp din cel mai european parc. Acest parc este unul din cele mai parcuitele parcuri din parcare. Apreciați, vă rog, epitetul. Superb. E ca Trump. La Trump tot e huge, enormous, gorgeous. A demonstrat tuturor din țara noastră și nu numai, vorbim și despre țările vicine, vorbim și despre țările europene, vorbim și despre societatea internațională, că Moldova poate să fie independentă, că noi putem să construim un oraș bine dezvoltat din toate punctele de vedere. Comunitatea internațională a fost convinsă de faptul că Moldova poate fi independentă văzând orașul Orhei. Și unde din început de desfăcut șocălăul ăsta de păr și coajă ca să dai de sămânță. Cum de înțeles și înseamnă asta? Ajutați-mă voi pe mine, voi găsiți sens în asta sau e doar cuvinte, cu sunet? Că noi putem să-i ascultăm pe cetățenii, pe locuitorii noștri, că noi putem să vă fim aproape și noi putem să avem relații de prietenie. Și anume datorită dumneavoastră. Nahui nu-mi trebuie să fiu prieten cu primarul, blядь. eu vreau primăria să ocupe de treaba ei și eu sunt un cetățean responsabil, ascultător, care mai plătește taxă, care atunci când are un cuvânt de spus este ascultat, când protestează nu îi se dă o amendă concină, după care trebuie să îmbli de vreo 3-4-5 ori prin judecăți, cum au făcut membrii mișcării Occupy Guguță. Понимаешь, eu asta aș vrea să înțeleg că este relația cetățean-administrație publică locală. Nu, noi trebuie să fim prieteni. Noi trebuie să fim prieteni. Noaptea, când tu te culci, bând un paharel de lapte de văcuță și muind picianiușca ucraineană de la piața centrală 24 de lei kila și picianiușca uleacă să fărâmă și chică așa la fund, să duci, bleat, iară trebuie să iau cu lingurița să mănânc restul la picianiușcă. Noi venim, clătim paharelul de lapte, îți turnăm un lapte de migdale vegan super style, ceva un parașoc de proteine vegan super style, acolo rodiola, acolo ginkgo biloba, niște suplimente alimentare, îți facem un masajel în partea lombară și tu adormi moale molicel, pentru că eu, nu degeaba are doi, eu sunt prietenul tău în această seară, noapte, viață, votează-mă pe mine. Блядь, eu n-am mai auzit așa ceva. Relația cetățean-primărie e relații de prietenie. Varum! Noi am avut această posibilitate în perioada acestor ani, într-adevăr, să-l transformăm într-un oraș de poveste. Anume dumneavoastră, cu mâinile dumneavoastră, în anul 2015, ați luat soarta orașului Orhei, dar și a Republicii Moldova în mâinile dumneavoastră. Oh, acum 2 minute spunea că tot asta e meritul domnului Șor, dar anume dumneavoastră, orheieni, acum 4 ani ați luat cu mâinile voastre soarta noastră și ați pus-o în mâinile voastre, care e soarta voastră. Și, adică tu practic, îți dai seama, până amu, era o unijenie că li se recunoște meritul și amul li se spune că de fapt eu transformat tot ce s-a întâmplat Republica Moldova și în Orhei. Cetățenii din Orhei sunt de jină. Prieteni, dragii mei, dacă s-a întâmplat să votați pentru Ilan Șor sau dacă încă îl mai susțineți, poate este și vina voastră în mare parte, dar eu vreau să cred că există șansa la o speranță, la o lunină, la o deschidere de corupșică și portișică. Și poate să vedeți alea că mai mult decât ajutarele este de scurtă durată. Dacă se întâmplă că mă urmăresc oameni care l-au votat pe Ilan Șor, eu admit și așa ceva. Și eu poate l-aș fi votat și deznai și condiții și cum se poate de chicat în capcană că așa de ușor să crezi că un tânăr businessman face ceea ce promite. Dar totuși, este destul de supărător ca Marina Tauber să te laude pe tine pentru ce se întâmplă în țară și în Orhei, pentru ce se întâmplă în țară și în Orhei nu este tocmai zdravăn și frumos și sănătos. Ilan Șor a plecat de viață bună din Orhei. Repet, de ce un om ca Ilan Șor, care a făcut atâtea lucruri bune, n-a rămas în țară? Deși el trebuie să plece. Cine vrea să-l supere? El din 2015 tot cu dosarul ăsta s-a plimbat, bine mersi, pe Gelendwagen-uri, zbura încolo, încoași prin vacanță. De ce acum de ce să plece? Ce s-a schimbat? Zodia, Mercurul retrograd și s-a întâmplat, prieteni. A? Și că Marina nu ne răspunde la această întrebare. Și noi vă suntem recunoscători din numele domnului președinte Ilan Șor că dumneavoastră ne-ați dat nouă, echipei tânăre, o posibilitate să vă demonstrăm că avem ambiții, că avem putere, că avem într-adevăr o dorință și o să facem tot ce noi am promis. Bă, eu nu știu, Marina Tauber mă gândesc căsătorită, nu? Eu aș vrea să o chem la întâlnire. Alo, Marina? Da. Marina, n-ai vrea să ieșim la un restaurant? Noi, azi, putem să ieșim la restaurant. Și asta datorită directorului nostru, șefului, stăpânului, prietenului numărul nostru. Da, mai du-te tu, blec! Și ea că tot așa mai departe. Oprește, Marina, nu și-ai venit tu să lauzi. Voi urmează să promovați un nou candidat. Au trecut 41 de minute. Uitați-vă la acest live. Cum să lărgesc? Cum să arăt mai sus? Se vede? 41 de minute din live, 41 de minute de prezentare. Și în 41 de minute nici un cuvânt despre candidatul care de fapt urmează și candidat la primărie Orhei, despre care Avelin a zis că va fi mâna conducătoare a orașului, la cârma căruia va fi acest oraș. Nici un cuvânt. Șor, bled. De ce un om care s-a sibit este laudat 40 de minute și nici nu se spune despre următorul candidat? Nu pace, mu, lai, la, lai. Tatelor Blin, anume pe baza rezultatelor din orașul Orhei, noi mergem foarte mândri și intrăm în fiecare raion, în fiecare oraș, în fiecare sat și datorită susținerii domnului președinte Ilanșor și desigur a tuturor dumneavoastră, eu am avut posibilitatea în funcția mea de primar al comunii Joră de Mijloc și eu împreună cu echipa să demonstrăm că avem experiență de dezvoltare și vorbim despre orașe, dar și vorbim despre localitățile rurale. Echipa noastră este capabilă să mergem înainte și să mergem mai departe. Marina zâmbește, leacă, observați cu colțul gurii, Marina zâmbește. Uneori eu cred că noi toți și dumneavoastră avem întrebarea ce putem să mai facem în orașul nostru. Deja avem și Orhelandul, perla noastră. Da, doamna Apostolă a vorbit că mai avem încă... Eu credem că doamna Apostolă e perla voastră. Câteva drumuri care trebuie să fie reparate. Dar dacă vorbim în linii generale, orașul Orhei s-a transformat și nici uneori nu știm cu ce să vă mai surprindem. Nu, gata. Nu înseamnă că ajunge, Marin. Nu 4 ani înseamnă că au ajuns. Poate nu-i mai surprindeți pe oameni. Ușurel așa plecați, recunoașteți și rău ați făcut. Poate recomandați următoarei administrații cum să facă așa, ca veniturile bugetare și mari, așa încât să-și permită să dea la oameni de urgență 100 sau 70.000 de lei atunci când îi șer asta în Orhei. Și după asta, împrumutând aceste bune practici, cum s-ar zice, ne gândindu-vă la curul vostru, dar gândindu-vă pe termen lung, sustenabil, la viitorul, nu doar a Orheiului, dar și a țării, să plecați, spuneți, ia că noi am împărtășit din înțelepciunea noastră, mulțumim frumos, acum să ne facem treaba pe Parlament sau ca fracțiune politică în alte domenii, a? Deși să nu faci asta dacă tot te lauzi, a? Marino! O zâmbit, Marino! Услышала зов моего сердца. Dar eu vă promit, noi vă promitem din numele lui Ilan Mironovici, echipa noastră, că noi o să găsim soluții ca să vedem zâmbete pe buzele dumneavoastră, ca să vă vedem fericiți, ca să vă vedem mândri că orașul Orhei a fost, este și va fi condus de reprezentantul a partidului politic Șor. Trebuie un creepy music de pus pe asta. A fost, este și va fi. Numai și eu zâmbit, Marina, dar amudeamu. A fost, este și va fi condus partidul Șor. În asta nu am. Acum... Deja? Vreau să-i mulțumesc domnului președinte și echipei de partid pentru un lucru foarte emoționant pentru mine, de aia și am emoții astăzi, pentru faptul că am fost pe lângă toate funcțiile mele și pe lângă toate posibilitățile care mi-au fost oferite de domnul președinte și experiența în diferite funcții, să fiu numită șefa stafului electoral pe orașul Orhei este pentru mine cea mai mare funcție, pentru că eu cunosc că orașul Orhei... Marina, tu ești deputat în Parlament! Tu ești deputat în Parlament, în legislativul țării! Tu pui bazele progresului, băi! Tu îți faci o lege, guvernul execută, țara trăiește, tu înțelegi, capul tău e unul din motorașele, unul din procesorii acestui computer Pentium 2 BU pe nume Republica Moldova. De ce, Marina, tu zici că asta e funcția ta, o funcție politică în Orhei? Amu, de sezon, bled, e cea mai emoționantă fișcă din viața ta politică. De ce? Joreni, alții care au votat-o în Parlament. Păi pentru ce ați votat-o în Parlament dacă pentru dânsa emoționant este și șeful de staf electoral, bled, numită de un ciuvac în exil? Este inima noastră și anume dumneavoastră, orheienii, sunteți cei mai importanți pentru noi și pentru partidul politic Șor. Și eu vă mulțumesc pentru susținerea. Și pentru faptul că dumneavoastră întotdeauna m-ați sprijinit într-un fel Mă-ți sprijinit, dar de fapt mă-ți sprijinit. De când și cum, dar mai mult mă-ți sprijinit. Și în calitate de conducător a organizației teritoriale Orhei, dar și atunci când noi am ieșit împreună cu dumneavoastră la proteste să apărăm Comuna Joră de Mijloc. Bleu. Atunci noi nici nu ne-am gândit că peste o perioadă de timp, peste o scurtă perioadă de timp, o să fim nevoiți să apărăm orașul nostru drag. De ce să apar? Cei care au vorbit înaintea mea, colegii mei dragi, cine sunt inamicii Orheului? Nu știi că când zici de clash-ul ăsta, războiul rece, continuu, între ruși și americani, chinezii, americani, sau cine mai sunt acolo, mari derjave împotriva altor mari derjave. Cine este inamicul numărul 1 a orașului Orhei? Orheieni, dacă urmăriți, spuneți vă rog frumos, voi când mergeți pe stradă, știți problemele casnice și rezolvate. Și soția iubește și voi iubiți soția și copiii bucuroși aduc note bune de la școală. Care-i grija cu care mergeți la culcare noaptea? Cine e inamicul numărul 1 a orașului, a municipiului Orhei? Dați de știri în comentarii. Am spus deja gândul despre care, din păcate, trebuie să discutăm astăzi cu dumneavoastră. Dar, ca în orice familie, discutăm nu momente doar plăcute. Blet, numai și eram prieteni, suntem familie, ribata, aici legăturile așa de bolnăvicioasă. Păziți-vă, Orhei, trezește-te și păzește-te. Dar discutăm tot ceea ce ne stă pe suflet, chiar dacă este un moment mai puțin pozitiv. Acum suntem nevoiți să apărăm orașul Orhei, să-l protejăm. Noi înțelegem foarte bine că oponenții noștri și concurenții noștri electorali sunt conduși de invidia mare față de Ilan Șor și de rezultatele dumnealui, de rezultatele echipei noastre în Parlament, de posibilitățile noastre, de faptul că suntem tineri, capabili, că avem această iubire și dragostea. Băi, Marina folosește prea multe articole în limba română. Nu așa spune, nu? Dar bun, hai să iertăm. În partea oamenilor, fie din municipiul Orhei, fie din alte localități. Și desigur că noi nu pentru prima dată suntem nevoiți să constatăm că scopul lor, oponenților noștri, este să-l destrugă pe Ilan Șor și pe partidul politic Șor. Stai. Noastră, orașul Orhei. Exact, exact. Nu lovești în partid, nu lovești în partid, nu lovești în lider, dar lovești în inima noastră, orașul Orhei. Voi vă dați seama unde se îndreaptă săgeata invidiei. Blin, trebuie ieșit de aparat orașul. Dar cei care suntem astăzi prezenți aici și toți ceilalți locuitorii, eu sunt mai mult decât sigură că noi cu dumneavoastră încă o dată o să luăm soarta orașului în mâinile noastre. Noi nu ne vom ceda, noi nu ne vom opri, pentru că noi înțelegem foarte bine consecințele nu doar pentru orașul Orhei, dar și pentru întreaga țară. Охренительная tehnică manipulatorie, super tehnică manipulatorie. Desori se folosește la reportajele de la NTV, la Accent TV, în reportajele televiziunilor Dodon, la publici se foloseau asta, să sparie lumea. Ce o să fie dacă? Dacă Maia Sandu președinte, ați fi război lesbiencelor! Război lesbiencelor! Toată lumea, auziți? Popa! Părinte Mihail, ați auzit? Am auzit, război lesbienilor. Stai să închid new incognito window, aici tămân, two lesbians, big cup. Da, ce se aude, spune mai multe detalii. Spune, măricică. Război lesbienilor, transmite mai departe la slujba duminică. Deci e super tehnică manipulatorie. Sparii oameni cu ceva care precis nu s-a întâmplat sau cu ceva care e atât de depărtat și abstract și rupt de realitate, că tu spui că Orheiul e în pericol. Inima Orheiului e lovită de săgeata invidiei. Băleați, trebuie ieșit de aparat. Pentru ce te-ai adresat întrebări, pentru ce te-ai gândit ce înseamnă inima Orheiului, ce înseamnă inima partidului, ce înseamnă pericol pentru orașul Orhei, ca coi nafic pericol militar, de ordine economic, armă chimică și se va arunca peste capul nostru. Nu trebuie. Ai ascultat-o pe Marina și acționezi. Minunat, minunată armă, minunată manipulare. Bravo, Marinacca, nota 10, cum s-ar zice. Eu înțeleg de ce e emoționant pentru dânsa, că probabil ea ajunge la niște performanțe manipulatorii de astea de ahuitele, știi, care o ridică la rang de, nu n-aș zice Cristi Tabărăc, până acolo încă mai este, dar la rang de Rita Orsalovski, așa, de vedușe de televiziune. Cine știe, peste ani de zile, și credeți, când o să vedem pe Marina Tauber. Mă seara, mă numesc Marina Tauber, vă prezint emisiunea Черная игра, despre toate jocurile, Черная игра, despre toate jocurile negre din politica moldovenească. Astăzi invitatul nostru prin Skype, a mea oară, este liderul nostru Ilan Mironovici Șor. Astăzi, reamintesc, este ziua dumnealui, el împlinește 106 ani. Haideți să-l felicităm. Babioștile, cântăm? Mulți ani trăiască, mulți... Спасибо, дорогие мои, Tractor Держава 33. Eu cred că asta e niroasa realitate. Ce aici zic eu s-ar putea întâmpla într-un viitor luminos. Orașul Orhei și toți dumneavoastră sunteți o speranță și un exemplu viu pentru întreaga Republică Moldova. Pe anume dumneavoastră aveți responsabilitatea față de toate localitățile, orașele și localitățile rurale, sate din țara noastră, unde noi, apropo, vom participa ca formațiune. Și eu sunt mândră că noi suntem prezenți și vom fi reprezentați ca concurenții electorali în fiecare raion, în majoritatea localităților. Și vreau să vă spun că astăzi, anume astăzi, și vă rugăm să ne susțineți, ne lansăm în campania electorală în orașul Orhei, dar și în raionul Orhei, unde vom câștiga fiecare primărie. Gata. Unde o să avem posibilitatea să construim oazisul acesta care a fost construit pentru locuitorii orașului Orhei și comunii Jora de Mijloc. Dumneavoastră... Dacă Moldova sau restul localităților ele vor și oazisuri, sau oazicuri, n-am înțeles. Asta înseamnă că restul și țările care ne înconjoară și pustiuri sau cum, eu așa înțeleg. Oazis e undeva în mijlocul unui pustiu, respectiv România, Bulgaria, Ucraina, atât sărășie, blin. Asta e ca în filmul acela Mad Max, știi? Ca la festivalul Burning Man. Pădrujile cu țâță goală, băieței pe biciclete rozovi și în fuste. Și numai în Moldova. Oazis. Valerian Cristea, lăudând performanța de 4 ani lui Ilan Șor, cu steagul Republicii Moldova așa pe dos, Marina Tauber folosind articole în limba română aleacă greșit și în dreapta Igor Himăci cântând la oglindă. Arghei, 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 arghei. Arghei, 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 arghei. Arghei, 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 arghei. Ia, ni gay. Pam, 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 pam. Așa un cântecel, rock, jazz, cum s-ar zice. Și Marinei i-a plăcut. Victoria, Victoria. Cine e Victoria? Dragii mei, noi cunoaștem ce înseamnă cuvântul victorie. Și victoria o să fie a noastră. Noi vă promitem. Și astăzi noi trebuie... Bleacă, câtă tragere de inimă. Nu știu ce înseamnă victorie. Și victoria să fie a noastră, promitem. O leacă mai solemn, Marina, nu? Să o încurajăm persoana care va conduce municipiul în următorii 4 ani. Și cum facem asta, Marina? Este persoană devotată partidului politic Șor. Este persoană, în primul rând, devotată domnului Ilan Șor. Pe mine nu m-ar fi mirat dacă i-ar fi spus această persoană este Ilan Șor, persoană devotată lui Ilan Șor. Și este persoană care cu siguranță va continua toate proiectele care au fost lansate de domnul președinte Ilan Șor și această persoană este va duce orașul nostru drag la următoarea etapă. Dar așa cum noi am vorbit cu dumneavoastră, acum e momentul, acum el. Candidatul va fi numit anume de persoana cea mai îndrăgită și iubită de toți dumneavoastră. Ridicați-vă în cioare, ridicați-vă! Persoana care pe întotdeauna o să fie primarul municipiului moment. Cine este el? E președintele și de liderul al partidului politic Șor și al fracțiunii partidului Șor în Parlament. Și vreau să, încă o dată, să menționez un lucru. Noi vă iubim, dragii noștri, pentru faptul că anume dumneavoastră ne-ați demonstrat ce înseamnă viața și realitatea politică mătură. Anume, datorită dumneavoastră, noi am devenit deputați în Parlament și Partidul Politic Șor a devenit o formațiune parlamentară. Acum, vă rog atenție la mesajul care este transmis tuturor dumneavoastră de domnul președinte Ilan Șor. Dragii mei, victorie! Dragii mei, virgulă, victorie! Adi-te rog un pahar cu apă, ne susucă în gât. Și înseamnă asta. Так, să deschidem pe domnul primar în alt ferestruică, că aici nu-i calitativ. Wow, liniște! Ilan Mironovici, vașa slova, aveți cuvântul. Давай, давай, давай. Сегодня перед нами стоит ответственность. Ставляк, unde filmează? Și asta, блядь? Unde filmează el? Și asta? Stați să leac, dă-ți folosim cursorul. Deci, niște trube, a, sunt pentru pixuri. Trube pentru pixuri, chiatră rotundă de găsit viitorul, chiatră izumrud, chiatră meteorit, laptop închis, negru și vechi, masă cu catifea, în spate e duș sau și acolo, e plitcă de duș, mâșcă sau și asta așa de mare. Ceasul lui, tradițională cravată, pahar din plasmas, Ilan Șor. Ei, teroriștilor, dați drumul lui Ilan Șor, unii l-ați închis. Eu îl țin cu pahar, cu de plasmas, cu ceripașcă, figură de ceripașcă și asta. Dacă priviți de pe desktop, uitați-vă atent. Și are el pe masă. Carnețel, computer, ceripașcă, 3 globusuri, 3 chetri izumrudne, calculator, ble, calculator pe masă. Asta e biroul lui Ilan Șor de când el a plecat din Moldova. Bă, ăsta e geniu. Aici stai geniu dacă el îți descurcă așa, calculator fioletovui cu 3 chetri în care ghișește viitorul. Aici stai el, dragii mei, gata, nu mai trebuie alte probe. Toate detaliile astea pur și simplu sunt cinematografice, superb. Hai o leac să-l ascultăm și după asta eu trebuie repede să o zbughesc, că mă duc să iau pe Magda de la grădiniță. Argument, normal așa, să întrerupe un live politic cu asemenea informații, normal. Mai departe, Ilan Mironovici, ai cuvântul. Защитим мы наш любимый город. Защитим как родину, защитим как родителей, защитим как сына или дочь от варваров, болтунов и людей, которые никогда в своей жизни ничего не делают. Защитим Аргей, защитим как родину, как семью защитим, трясапремурхею, копе фамилии, дела варвар, вин варвар и псиорхей, аму, дак скватит скапу пиджамы норхей, а узит пиджам. Вин варвари, вини Конан Дойл, саватаю кусаги, позицию, ешиц, плекац, ардистец, отрыжиц фонтынили, евакуари орхей. Сунас лавуну мундой, дзещет чева, Илан отзыска вин варвари, шиной трес апарем. А так трес апарем, ну и шезника, аппарат орхей, ну и шец, аппарат, шиной шезника. Или отдадим его на откуп тем, Шарел, что зажигалка, работать, кто не знает, что такое нести ответственность. Да, за 4... Да, еще есть еще брикеты, оставерди брикеты. Блящий космос. Еще гасит лаврен... Он трат лаврен дейста, а кунским... Лаврен... Секонд-хенд, трифт-стор дейста, cu băușnei obiecte. Pune, te ce găsești masă? Și acolo steagul ceadului, de să-l spălăm cu bilizna și punem acolo stema și te dorm. Три года нам многое удалось сделать. Нам удалось надежду создать. Надежду, что в Молдове можно жить по-другому. Нам удалось создать лучший город страны. Нам удалось сказать, что да, мы можем строить дороги. Сказать да, мы умеем восстанавливать парки. Сказать да, мы... Сказать да. Так сын диджей sau specialiști buni în sampluri. Băi, dacă luați fraza asta și o faceți muzică. Строить дороги. Сказать да, мы умеем восстанавливать парки. Сказать да, мы любим наш город. Да, мне очень хотелось бы... Но сказать. Как завтра, не дай бог, разрушается этот город. Mai scurt, el greu vreo 5 minute. Light motivul, 6 la ce am vrut eu să atrag atenția. E ceva cu prost au făcut linii roșii din apărarea și necesitatea apărării orașului Orhei. Nu trebuie să lăsăm Orheiul din mâinile noastre, zice el. Trebuie să-l apărăm contra varvarilor, contra celor care vin să distrugă orașul. Tu înțelegi? Schimbarea puterii administrative într-un oraș în capul acestui tânăr businessman care bea din pahare de pivă, bău, apă, cosmos. Schimbarea administrației unui oraș în capul acestui om egal cu vin varvarii să distrugă orașul. Mi se pare normal. Când schimb primăria, doar când e ca acum în Chișinău, primar nou o să avem, el ce face? Arde orașul ca împăratul Nero, scrie poezii, după asta orașul din nou. Așa în toată Moldova. 20 octombrie este ziua alegerilor locale în Republica Moldova. Ieșim, votăm, schimbăm primarii, arde țara, schimbăm țara. Normal, frumos. A să fie o leacă pepel, o leacă negrișor, dar suflăm, facem ceva, facem picturi în pepel, tot frumos, filmăm cu drona, doamna Apostolova poate de sus să vadă toată țara și orașul. Și mi se pare că după asta totul se schimbă. Ребятушки, eu vă las la discreția voastră acest video. Vă zic, e 5 minute, e tare repetitiv, e maestuos și dulce și plăcut. Dar vreau să revin la, de fapt, punctul nostru central. La ce aici pe noi ne-a atras în acest live. La bogăția instrumentelor cu care partidul ușor, în mod curat, evident, direct, pur și simplu manipulează. Tu iei un segment de electorat foarte ușor de manipulat, care depinde de niște chestii de primă necesitate și tu nu le dai ca pe o chestie națională, ca pe o chestie care trebuie și la fiecare om, dar tu dai așa, o dai cu exclusivitate. Deci chiar ca la Orhei s-a putut, înseamnă că poate să putem și în toată țara. Și acum, când urmează alegerile, te lauzi, bineînțeles, cu rezultatele tale, nu prea ai cu și-l lauda pe cel care vine amu, el prost a fost o peșcă paslușnă în partid, nu prea ai și zici despre dânsul, așa că 90% din prezentarea unui om nou este laudarea omului vechi care nu este în țară, siclo și ne-a zis, nu știu. Dar, cu toate astea, folosește argumentul că dacă se schimbă puterea la Orhei, popa, jopa, Europa, prosta buhnitură взрыва sfibă, păzea. Așa că, dragii mei, de acum încolo, imaginați-vă, Regina Apostolova în căpșor, pe Marina Antauber, voi imaginați-o leacă mai târziu când tot se culcă, Igor Himici mereu în inimă, Șor mereu pe limbă și încet, încet transmitem tuturor oamenilor pe care îi cunoaștem din orașul Orhei, din împrejurimi, să se păzească pentru că vin varvarii. Hashtagul, dar eu mă gândim, hashtagul vin varvarii, ia câtelă el, amul scriu. Hashtagul să-l țineți minte și voi, scriu un comentariu aici. Vin varvarii. Apropo, eu să mă urmăresc că vreun vinificator și o să fac un gin de asta. Vin varvarii. Cumpărați sticla de vin varvarii. La Orhea să se bucure de mare succes. Poate Chateau Vartele are în cap așa ceva. Vin varvarii. Păzea, prieteni, anunțați rudele și votați cuca, pul de cerepașcă de pe masă cu stacanel de plastic și 3 chetre blatnie cu care ghicim viitorul. Iată slogan electoral, mesaj foarte clar tuturor. Prieteni tari, vă mulțumesc pentru atenție, mulțumim tuturor care s-au conectat de prin diverse colțuri ale planetei, vă pup, vă cuprind, n-am reușit să urmăresc și întrebările voastre, dar să fac și acest live. Îmi doresc, nespus de mult, să revin cu un Q&A pentru toți voi, că s-au adunat mai multe întrebări și sunt sigur că mulți dintre voi le au pentru mine. A să încerc să-mi fac timp, noi nu de mult am ajuns, încă mai trimitem copiii pe la școală, pe la grădiniță, înțelegem și program avem. Nata începe o leagă de universitate, de fapt a început. Cu noua, mezinul nostru, băiețelul, cel mai mitel, poate îl cunoaște, poate nu, vrem și cu dânsul să mergem la grădiniță, adică nu noi vrem, maturii nu vor, noi vrem să-l trimitem și el să stai cu minte și acasă să vină târziu să îngori pe jos. Dar de-aghe avem voi, conform legislației din Quebec, la vârsta lui, când prima dată trimiți un copil la grădiniță, dacă e până la un an sau ceva genul ăsta, ai voie să-l ții doar 4 ore pe zi la grădiniță, 3 zile pe săptămână. Și asta timp de primele 3 luni, mai tincă. Iată! Vă zic, tare aș vrea să facem un live de asta cu mai multe istorii personală, planuri de dezvoltare, emisiunea Lumina și cum și se întâmplă și planeta ne aflăm. Revenim și cu internetul grești în ceea ce urmează. O să revenim, eu tare sper, eu cred că noi revenim pe 20 sau pe 27 septembrie cu prima ediție. Vă spun că nu e sigur. Iertați-vă, vă rog frumos, pentru această neseriozitate. Și după campania electorală, după ce se liniștesc apele, cred că o să dăm și reportajele despre care v-am vorbit anterior, cele 3 ediții speciale Internetului Grește filmate vara. Noi cu am reușit să filmăm câteva istorii foarte faine, sperăm și voi să culegeți ceva interesant din ele, cu 3 moldoveni care au revenit din diaspora să stabilească Moldova, cu 3 stranieri care au venit de peste hotare și au ales Moldova ca pe destinație de trai și cu 3 reprezentanți a 3 organizații, sau de fapt cu 3 organizații din societatea civilă care ar really rocking, cum s-ar zice în acest moment, mișcă lucrurile din loc în Republica Moldova. Vă mulțumesc încă o dată pentru atenție, chiar dacă am mustăcioară, merită încrederea voastră și un like, m-aș bucura să dați și un share acestui video, să ajungă cât mai departe. Poate ajungem undeva prin vreun Israel, Miami, Odessa, pe unde se mai află bratoșii noștri de care atât de tare ne este dor. Mulțumesc enorm patronilor emisiunii Lumina, care în fiecare lună mă fac să cred că e posibil să faci ceea ce îți place, să trăiești din visul tău și să fii și plătit pentru asta. Mulțumesc nespus de mult. Pe patreon.com/fedot puteți și voi să faceți parte din armata patronilor. Deveniți membru a unui grup închis în care share-uim secrete, poze nud cu mine și multe altele. Lucruri utile mai scurt în viață. V-am pat, v-am cuprins, numai bine. Și cum s-ar spune, vin varvarii, păzea arghei, păzea!